Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, aici la fotoliul cu Gimpi, studioul Capital TV, televiziunea pe bune. Sunt Adrian Simeon, din nou împreună cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră la o emisiune de promovare electorală. Invitații din acest moment, Mica Mihai Robert, candidat pro-România pentru funcția de primar al municipiului Deva, și domnul Proescu Ovidiu, trebuie să spunem și că e avocat domnul și în același timp candidat la funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, domnilor, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor. V-ați sincronizat așa un pic. Asta va fi un spirit de team, un spirit de echipă, nu? Ne dorim, da. Așa. Ne dorim să fie. O să încep cu domnul Mica, da? Pentru că domnul Mica a mai fost invitat în studioul nostru pentru a-l cunoaște un pic mai bine. Pentru cei care n-au văzut emisiunile de dinainte de 28, de fapt, cred că a fost, nu mai are nicio importanță cât au fost, vreau să vedem următorul lucru. Domnul Mica, din câte știu eu, dumneavoastră ați fost și administrator public al Devei, ați mai ocupat funcții. Pentru cei care nu vă cunosc așa, există și oameni care nu vă cunosc. Cine sunteți dumneavoastră și ce vreți, domnule, să faceți la primăria municipiului Deva? Adică de ce candidați pentru funcția asta de primar? Și mai ales de ce de la Pro-România? Da, în primul rând... Eu mă așteptam să spuneți nu. Ați început cu da, e bine, da. Sunteți pozitiv. Păi, întotdeauna trebuie să fim pozitiv, că așa putem să avem perspectiva realizării. Sunt născut în Deva, anul ăsta fac 50 de ani, sunt căsătorit, am un copil, urmează cursurile de liceu din toamna asta în Deva, a trecut deci de la școala gimnazială la liceu. Am fost administrator public al DV 2 ani și jumătate, 2 ani și jumătate consilier în Consiliul Local. Asta îmi dă o oarecare experiență și o cunoaștere a administrației publice locale, atât din postura de executiv, de coordonator al activității din primăria și din serviciile subordonate Consiliului Local al municipiului Deva, cât și din perspectiva de ales local. Ca și formare profesională sunt economist, sunt expert evaluator, sunt consultat în finanțări europene. Atât în perioada în care am activat ca și administrator public, am avut în atribuțiile de serviciu coordonarea proiectelor și finanțele europene, cât și după plecarea din primăria Deva, de 5 ani de zile, mă ocup de finanțări europene. În Deva am participat în perioada 2012-2014 la implementarea, scrierea și coordonarea foarte multor proiecte în municipiul Deva. Din păcate, se vede acum o lipsă de performanță în implementarea proiectelor la nivel de Deva. Este foarte importantă pentru că în perioada următoare, în alocarea financiară 2021-2027, vom avea o nouă rundă de finanțări și consider că Deva trebuie să înceapă cu brio startul în această rundă de finanțări. Ce îmi doresc? Să îmi pun la dispoziție abilitățile profesionale și experiența dobândită, atât ca administrator public, cât și ca și expert în atragerea și implementarea de fonduri, în slujba comunității locale. Îmi doresc ca Deva, cu aceste posibilități acum, să se modernizeze, să înflorească, să fie un oraș mult mai primitor, mult mai curat și în care cetățenii, pensionarii și tinerii să se bucure de că locuiesc aici. Bun. Hai să mergem și la colegul dumneavoastră, domnul Ovidiu Oproescu. Spuneți că mulți fac greșeala și vă iau cu eu, Oproiescu. Da. Și mi s-a întâmplat chiar de mai multe ori, lucru care a dus la unele acțiuni care trebuiau reluate chiar în ceea ce privește acte oficiale. De asta am specificat că este o poveste fără ei, pentru că, repet, mi s-a întâmplat
chiar de mai multe ori. La asta unde s-a întâmplat? De regulă la judecătorie, la tribunal? Unde? La judecătorie, nu. La judecătorie, având în vedere că sunt avocat de aproape 20 de ani, au ajuns totuși să-mi scrie și să-mi pronunțe numele corect. Am înțeles. Pentru cei care nu vă cunosc, cine sunteți dumneavoastră, de fapt, și cu ce vă ocupați, de ce candidați pe funcțiile, pe listele de consilieri locali, de ce la Pro-România? Da, da, apropo de acel da care a venit instinctiv. Da. Mă numesc Oprescu Ovidiu, am 41 de ani, sunt căsătorit, mulțumesc la fel, am două minuni de băieți, activez ca, profesez ca avocat în cadrul baroului Hunedoara, de, după cum am spus mai înainte, de aproape 20 de ani. Am în calitatea de avocat am avut clienți, foarte mulți clienți din oameni și chiar și societăți comerciale, lucru care m-a adus în situația de a căuta tot timpul să le găsesc o rezolvare juridică, legală și să fie cât mai mult în favoarea lor. Plecând de la acest aspect, m-am gândit că aș fi un candidat în primă fază, bun pentru un loc de consilier local în cadrul primăriei municipiului Deva. Și m-ați mai întrebat de ce Pro. Am activat sau am fost membru PSD. Eu. De, așa. Da. Sunteți dintre cei racolați sau dintre cei nemulțumiți? Cei nemulțumiți, domnul Simeon. Așa. Și în momentul acesta consider că Pro-România este acel partid care, vă spun asta și din interior, intrând acum în rândul Pro, face un alt fel de politică. Ce fel de politică? O politică de promovarea a oamenilor tineri, în primul rând, și de promovarea ideilor constructive care sunt dezbătute. Nu, acum să nu intrăm în altele, nu, la noi în partid se discută. Asta e foarte bine. Da, așa e. Și faptul ăsta m-a făcut să intru în Pro-România și să candidez mai departe pentru un post de consilier local la Deva. Ați mai candidat vreodată pe listă? Nu, e prima oară. E prima oară când intrați în lupta electorală, ca să spun așa. Așa e. Și cum vi se pare chestia asta față de lupta la bară, ca să spun altfel? Adică e vreo diferență sau sunt două lucruri diametral opuse? Să știți că sunt multe similitudini. Poate chiar o să vă surprindă, având în vedere și contextul social. De asta vorbesc că sunt multe, multe similitudini, dar într-adevăr, acum la fel cum un avocat trebuie să se perfecționeze în continuu pentru a putea reprezenta cât mai bine interesele clientului său, așa și în politică, eu consider că trebuie să-ți impui permanent un upgrade. Exact, exact. Pentru a putea candida, pentru a lupta, la urma urmei, nu i-aș spune neapărat o luptă, ci o concurență. În urma căreia... Bun, acum fiecare înțelege concurența asta cum dorește, că de multe ori concurența se transformă în luptă, lupta e între partide. Îmi spunea ieri un candidat, mi-a plăcut ce mi-a zis, că dacă deschizi dimineața televizorul la ora 7, PNL-ul e de vină pentru că, la ora 10 PSD-ul e de vină pentru că, zică el alții, la ora 11 vine altul și zice că și PNL-ul și PSD-ul sunt de vină pentru că și uite așa, toată lumea e de vină, dar nimeni nu trage la căruța care trebuie sau nu trage căruța cum trebuie. Da, spuneți dumneavoastră și... Nu spun eu, a spus-o altcineva. Dar asta, concurența asta aplicată, cum îi spun eu, s-a transformat în luptă, într-adevăr, după cum spune dânsul. Și are și dreptate.
De exemplu, vreau să vă spun un lucru care nu are nicio legătură cu spațiul nostru de promovare electoral. Ieri am primit pe WhatsApp un mesaj video de la cineva care ia parte la, în această bătălie electorală. Undeva am rămas realmente surprins cum niște cefelate se dădeau la o mână de om care... Deci n-am înțeles manifestările astea. Sper să nu trece și noastră prin ele, că ar fi destul de neplăcut. Bun, revenim la domnul Mica și vreau să vă întreb. Domnule Mica, bun, vreți să candidați la primărie, dar de ce? Ca să ce? Adică vreți să fiți primarul Deve. V-am văzut în confruntarea, tentativa aia de confruntare electorală, de unde n-am înțeles nimic. Da, a fost, vorbiți de dezbaterea. Propunerea de dezbatere, dar... Deci eu nu n-am înțeles nimic. Apropo, nu v-a fost cald? A fost cald, n-ați făcut insolație? Au făcut alți colegi. Au făcut alți. Eu am programat timpul de 2 ore cât a fost proiectat dezbaterea și m-am încadrat în acest timp. Am înțeles. Da. Dar cei care au continuat în prelungiri, care au avut insolație, ieri m-am întâlnit cu unul dintre contracandidați, da, știu, și mergea la medic. Da. Insolație. Da. E regretabil. Acum să știți că eu sunt pentru dezbatere. Dezbaterea n-a fost una efectivă, că nu existau condițiile pentru a pune un subiect și a vedea părerea tuturor contracandidaților vis-a-vis de acea propunere, că până la urmă cred că toți candidații, eu așa consider, că vin cu bună credință în această competiție. Teoretic. Să își aducă aportul pentru dezvoltarea orașului. Teorie, da. De fapt, ce se solicite? Se solicite un mandat din partea cetățenilor ca să fie trimiși să diriguiască atribuțiile publice. Să gestioneze... Puteți interveni în orice moment, chiar și peste domnul Mica, dacă simțiți nevoia să spuneți ceva. Da. Vă rog. Da. Toți plecăm de la premisa că au intenții bune. Desigur că... Acum eu nu plec de la premisa asta, dar mă rog, e de formație profesională. Acum sunteți ziarist și pe bune dreptate, că trebuie să puneți... Eu trebuie să fiu tomane credincios. Da, și să puneți întrebări ca să căutați răspunsuri. Vă rog, ca să primez, nu să le caut eu. Ce face diferența? Face diferența între competență, pe lângă intenție sau bună intenție, competența și capacitatea de a rezolva ceva. Nu... cum am spus, de la premisa că toți candidații sunt de bună intenție, doar că se diferențiază prin capacitate, prin experiență și prin, poate printr-o hotărâre de a face ceva. Dezbaterea era foarte utilă și este utilă. Sper ca să existe condițiile tehnice, mai ales că sunt 13 candidați la primăria Deva, să se facă o dezbatere reală, să se inițiezi un subiect de dezbatere. Mica, eu nu vreau să minimalizez șansele unora sau potențele, ca să spun așa, electorale ale altora. Dar eu cred că la 13 candidați dezbaterea ar fi trebuit făcută între 3, maxim 4. Să-mi fie cu iertare. Că n-aduc toți 13 candidații, dintre care unii poate nu vor lua nici 3%, să umplu studioul cu ei în condiții de pandemie și așa mai departe. Deci, sau să-i țină soare, sau să-mi bată vântul microfon în chioșcul de sub parcul cetății. Deci asta ar însemna, din punctul meu de vedere, ca ziarist. Acum toți vor să vadă la televizor. Da? 13 candidați. Acum, nu sunt nici eu, cum îl cheamă, Nostradamus, să stabilesc cine are 1%, 3% sau 5%. Da? Mai poți să-ți dai seama și de lucrul ăsta. Eu aș fi pentru o dezbatere cu 3-4, maxim 5 candidați principalii cotați cu șanse. Mai sunt și sondaje de opinie, mai știm și noi care, cum, cât. Nu ați avea dreptate. Frumos ar fi să fie toți. Da. Da. Vă rog. Deci, plecând de la bună intenție, trecem printr-o capacitate și ajungem la niște capacitate și experiență și ajungem la niște rezultate. Acum, să promite mult în campanie. Eu nu vin să promit. De ce? Pentru că promisiunile
sunt făcute, dar foarte multe știm din experiență că de 30 de ani de la Revoluție doar se promite și se face mult mai puțin. Știți ce mă enervează pe mine? Că vine unul și zice, vă promit că nu știu ce, vă promit că, vă promit, bă, dai, foarte puțin vin să spună, domnule, nu vă promit, eu fac. Eu fac în primul mandat asta și asta și asta, eu fac. Nu vă promit, vă, știi, hai, haideți cu mine, vă promit că o să fie bine. Exact. Deci, cum era domnul, promisiunile... Și a doua, și a treia oară și... Promisiunile vor fi neonorate de foarte mulți participanți. Evident că unul va ajunge să fie primarul Devei și corect, nici acela de multe ori nu reușește să facă ce promite. Dar de ce? Vă întrebați de ce? Da, de ce? Pentru că pe lângă bunele intenții există capacitatea fiecăruia să înțeleagă niște mecanisme. Acum, oricine ajunge primar trebuie să respecte legislația. Eu am invitat aici pe colegul Ovidiu Proescu ca jurist. De ce? Este mare nevoie într-o echipă... Acum nu-l faceți femeie de serviciu. Ca și când îi spune directorului femeie de serviciu. E avocat, nu? Păi, e avocat, dar vreau să spun că... Nu, am greșit cu ceva? Nu ați greșit, nu. Eu am înțeles ce a vrut să spună domnul Mica, într-adevăr. Știți, și pe mine mă fac unii domnul reporter. Da. Nu sunt reporter. Suntem toți la bază juriști. Într-adevăr, mai departe, în urma specializărilor, unii am ajuns avocați, alții magistrați. Iată. Bun. Ce-i cu legea? Zicea domnul Mica ceva de lege. Că, spuneți, continuați cu ideea. Ideea este că în România se suferă. Toți acuzăm multă birocrație. Legislația este în continuă schimbare. Pentru a izbuti să faci ceva, trebuie, de o parte, să respecti legislația, doi, să cunoști fiecare schimbare ca să respecti, la zi. Să cunoști. Păi, absolut. Așa. Absolut. Bun, dar acum schimbările... nu te absolvă nici de vină. Absolut. Dar trebuie să fim să facem în administrație, să respectăm legalitatea, să respectăm termenele și să aducem performanță. Vreau să spun că e nevoie de o echipă pentru a obține rezultate. Eu am participat în administrație locală și am avut rezultate pozitive, dar aceste rezultate au venit în urma unui efort de echipă. Ce rezultate ați avut, domnul Mica? Mă refer aici la proiectele europene implementate. Care? În perioada. Care? Aș putea să le enumăr și dacă doriți, chiar facem o scurtă trecere în revistă să amintesc ce s-a făcut în perioada de 2 ani și jumătate și ce am fost, am făcut parte dintr-o echipă. Deci în cei 2 ani și jumătate în care ați fost administratorul public al Devei, da? Da. Ok. Un proiect care a fost depus și scris și l-am găsit într-o fază de mapă, într-un dosar, a fost reabilitarea zonei urbane de alul cetății Devei, cetatea, incinta 2 și 3. Un proiect necesar pentru punerea în valoare turistică a acestui obiectiv monument categoria A din municipiul Deva. Sunt două monumente de categoria A. Scris? Nu, a fost scris cu 7 ani înainte. Și nu ați adaptat? Nu, a fost scris, a fost semnat un contract de finanțare. Când am ajuns în primărie, era în fază de licitație cu firmele de execuție și anii următori a fost implementarea lui. Am înțeles. Reabilitarea parcului cetate. Iar un proiect scris depus, am intervenit și am, să zic, coordonat implementarea lui până la recepție și ulterior mentenanța, întreținerea acolo e o zonă reabilitată. Spațiul Avram Iancu și zona adiacentă parcului central. Un alt proiect este înființarea de posturi de urgență pe timp de noapte din cartierul Grigorescu. Un proiect care a fost o zonă abandonată, construcții și a devenit o zonă
în care persoanele fără adăpost primesc cazare, masă, hrană, condiții. Mai funcționează? Am înțeles că luna trecută s-a luat o decizie de schimbarea destinației acelui imobil. Păi de ce? Este decizia Consiliului Local. Păi se poate, dacă a fost făcut pe fonduri? Au trecut 5 ani de la finalizarea proiectului și legislația permite ca 5 ani să nu se intervină. După 5 ani se poate schimba legislația. Și care ar urma să fie noua lui destinație? Din ce ați auzit dumneavoastră? Tot legat de activități sociale. Păi bună. Dar nu... Mă rog, era adăpost de urgență pe timp de noapte, acum se transformă în ce legat de activități sociale oare? Deci pentru familii fără locuință, dar nu pe regim de noapte. Da, am înțeles. Asta da. O să-l întreb pe domnul primar. Un alt proiect a fost sistemul de supraveghere în zona de acțiune urbană. Asta înseamnă zonele publice, zona perimetrelor unităților școlare, un areal cuprins în zona centrală a orașului, în care a fost înființat un sistem de pentru creșterea siguranței cetățeanului și în special a tinerilor în zona școlilor. Un alt proiect este sistem de management al traficului rutier în municipiul Deva, care a cuprins semaforizarea și reglarea timpilor de acțiune a semafoarelor. Acest proiect este unul controversat. De ce? Există nemulțumiri asupra timpului de așteptare la semafoare. Acum, de regulă, șoferilor nu le place să stea la semafor, că stau 10 secunde. Da, dar stau și pietonii în același timp. Sistemul... Acum nici pietonii mă gândesc că nu, se grăbesc, nu știu unde, graba strică treaba de regulă. Da, dar... Vă rog, domnule avocat, vă rog. Nu, aveți perfectă dreptate cu graba asta care strică treaba. Păi? Așa e, nu... Adică de multe ori o strică. Eu circul prin Deva, nu mi se pare că semafoarele n-ar funcționa cum trebuie. De ce? Că stau 40 de secunde la un semafor? Asta mai e, să stau și 2 minute jumate la unele. N-am găsit niciun. Da. La care să sau unele nu sunt cele de pe bulevard, bulevardul Decebal. Nu știu dacă stau 2 minute jumate, dar mă rog, se eu stau, nu vă contrazic. Se stau. Ele permit o coordonare, atâta că aceste sisteme trebuie și întreținute. Există senzori în asfalt, trebuie acest senzor să fie funcțional pentru a scurta timpii de așteptare la semafor, dacă nu există. Eu cred că ar fi mult mai simplu să vină nenea de acolo și să seteze semaforul de la și să-l sincronizeze așa cum trebuie. Nu văd asta o problemă, domnul Mica. Semaforul, ce să spune, în Deva nu se sincronizează semaforul și nemulțumită lumea. Te flășc, să mă scuzați. Că, până la urmă, ce mare scofală să cheme o firmă de mentenanță sau care se ocupă, că e așa, domnule, du-te și sincronizează în semafoarele alea la 1930. Aveți dreptate, dar acest lucru nu este făcut acum. Păi și o, se facă, o mare parte din cetățeni acuză defectuoasă funcționarea acestui sistem. Da. Un alt proiect la care am participat ca implementare a fost modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic Hurmuzescu. Așa. Am participat și la scrierea proiectelor Piața Aras, Platforma Ardealul, Bulevardul Decebal, Iuliu Maniu, Pista de Biciclete, Bulevardul Dacia, și proiecte de învelopare a peste 10 blocuri de locuințe. Aceste proiecte au adus un plus de dezvoltare de vei, au creat pe durata de implementare sute de locuri de muncă și sunt un plus pentru orașul Deva. De acord cu dumneavoastră. Domnule avocat, domnule candidat, pardon, că de data asta nu sunteți în calitatea de avocat. Dumneavoastră, ca și consilier local, ce credeți că ar trebui făcut pentru Deva? Domnul Simeon, cred că ar fi foarte multe de făcut. Nu numai pentru Deva, pentru toată țara, fără să devin neapărat generalist sau să fie un slogan. Dar în ceea ce mă privește,
Nu am spus înainte în prezentarea mea, pe lângă faptul că sunt avocat, eu am făcut și sport de performanță. Ce? Și foarte tenis de câmp. Așa. Foarte mult timp am fost 4 ani la Academia de Tenis Günter Voss din Salzburg. Am participat la numeroase turnee în cadrul ATP. Foarte și ceea ce m-a... Ați făcut și bani din chestia asta? Să știți că au fost prea puțin cei făcuți față de cei cheltuiți. Corect. Tenisul e un deci sport mai... Deci n-ați ajuns la nivelul la care să faceți... Nu. Au fost speranțele, dar nu s-au concretizat până la urmă. A câștigat juridic în favoarea tenisului. Și exact cum spuneți, a câștigat juridicul. Așa. Până la urmă. Vă rog. Și din punctul ăsta de vedere, chiar mă gândeam, chiar am povestit cu domnul Mica, în calitate de viitor consilier. Deocamdată sunt doar candidat și a fost o discuție. În ceea ce privește practicarea sportului, noi avem în DEVA multe baze sportive și multe cluburi chiar afiliate la federațiile de resort. La fel cum este precizat și în legea sportului, autoritățile locale, de la diferite nivele, a trebuit să se implice, părerea mea, mult mai mult în promovarea și apoi în susținerea sportului de masă. De masă? De masă, pentru că domnul Simion de aici... Deci nu sportului de performanță, de masă. Sportul de performanță... Să nu vă uitați ideea cu sportul de masă. Da, sportul de performanță, știți că la un moment dat va trebui susținut pe lângă talent de mai mulți factori, pe lângă federații și pe lângă cluburi. Sportul de performanță și de înaltă performanță. Sportul de masă poate fi ajutat, promovat de autoritățile locale și ar fi o grămadă de pârghii în acest sens și chiar lucruri concrete care s-ar putea face. Uitați, vă dau un exemplu. Copiii mei dețin un card pe care îl folosesc și se duc la Aqualent. E subvenționat de către primăria DEVA. Să știți că acest model s-ar putea folosi și pentru alte sporturi. Avem cluburile astea, care sunt de la karate, tenis, fotbal, handbal, sunt mai multe cluburi, șah. Eu consider că primăria ar putea subvenționa, nu neapărat în totalitate, dar ar putea subvenționa copiii și ai determina să se îndrepte și spre alte sporturi. Acum, nu știți de unde poate apărea un talent și nu trebuie neapărat să fie înotător. Corect. Poate fi tenismen, că zic de tenis, fotbalist, handbalist. Sunt implicări, dar cred că se pot face și punctual și chiar mai concret. Mă gândeam, s-ar putea emite o hotărâre de consiliu local care copiii să aibă acces la toate sporturile care au ca reprezentare cluburi afiliate la federații. Și ar fi și... nu ar fi greu de realizat. Da, vedeți că și federațiile astea sunt de mai multe feluri. Câteodată găsești pentru un sport vreo 2-3 federații. Da, am văzut și eu ce spune. Și în general chiar m-a surprins și pe mine. Am avut o discuție în sensul ăsta cu unele cunoștințe. În general la sporturile de contact. Am vreo observat 2-3 federații, toți sunt campioni naționali, campioni de toate, toată lumea e campion acolo. Am văzut și știu ce spuneți. Da, mie mi se pare un pic de diplomania de din asta, așa, și
ceva ca mulți bănuți pe la mijloc. Da, asta e partea a doua. Ca, acum să vă spun eu, punctul meu de vedere personal. Vă rog. Ca și sportiv, ca om la care îi place sportul și a făcut sportul, să fie cât mai multe sport să fie. Ca și mod de organizare. Mod de organizare, da, aveți dreptate. Poate s-ar putea și ei grupa dacă există dorință și înțelegere. Nu, tot prea, pentru... că nu mai câștigă unul singur. Să se împartă. Da, asta e altă poveste. Da. Bun. Și atunci, ziceți că primăria ar putea subvenționa activitățile astea sportive? Da, mi se pare interesant. Parte din aceste, din aceste activități, în totalitate, cred că ar fi greu. Dar parte din ele să dea posibilitatea, eu știu, pe lângă faptul că asigură un cadru, bun, se duc copiii la Aqualand, acolo au acea intrare, dar, repet, poate vrea să meargă la tenis. Dacă primăria iarăși vă dau un exemplu, o oră 25 sau 30 de lei, o oră privată 50 de lei sau mai mult, e ideea fiecărui antrenor cum își desfășoară activitatea. Dar din cei 25 de lei, fără a face un calcul, acest lucru trebuie făcut împreună cu economiști. Da. Cu economiști ar putea susține chiar din bugetul propriu. Nu ar fi o cheltuială prea mare. Și gândiți-vă să-mi plece, repet, foarte mulți copii la multe sporturi, eu consider că ar fi un lucru chiar benefic. Așa, ca baze. Le avem și nu le prea avem. Dar și cele pe care le avem în Deva nu sunt exploatate la maxim. Mă uitam acum, unul din băieții mei la liceul pedagogic, la Regina Maria. E un teren de sport unde se pot practica mai multe sporturi acolo. Nu vorbesc de calitatea lui. Este bine că e. E folosit doar în timpul orelor de către elevi. Cred că, la fel cum s-au găsit soluții în multe alte domenii, s-ar putea face ca și acele terenuri de sport să fie folosite de copii și chiar de către adulți și ulterior terminării orelor de cursuri. Înțeles. Mi se pare interesant, mai ales că tot care vin acum și candidează la primăriile de municipii, de orașe mai mari, vor piste de biciclete, vor tot felul de chestii. Sunt și astea, domnul Simeon. Într-adevăr, Deva fiind un oraș... Dar n-am văzut bicicliști în Deva, de exemplu. Este pista de biciclete? Sunt piste. Și merge cineva pe ea? Merg. Când? În fiecare zi. Eu îi văd pe trotuare. Da, din lipsa... Să zic că pistele de biciclete merg și pe trotuare. Nu, îi văd pe trotuare, pe acolo. Păi la un moment dat nu mai știi care e pista de biciclete. Haideți să vă dau un exemplu. Și vi-l dau. Eu nu știu cum se numește strada respectivă. De la parcarea de la sensul giratoriu, de la fosta poștă, cum cobori în jos spre gară, eu am văzut marcată o pistă de biciclete. Dar e marcată pe trotuar, domnule. Dacă treci un biciclist pe lângă un trecător, pe lângă un pieton, îi dă una cu ghidonul, dă-l pune cu roțile în sus, sau pe biciclist sau pe trecător. Deci mi se par făcute cam fără cap și coadă. Să mă scuzați că spun lucrul ăsta, nu știu când au fost făcute și de cine, dar asta a fost părerea mea. Este vorba de Iuliu Maniu, da. Este pistă de biciclete, într-adevăr, ele sunt semnalizate. Păi și nu e, de aici e pistă, este delimitată. E de fapt așa, aici e pistă, aici e trotuar. Da, adică da. Trece biciclistul pe lângă pieton. Trebuie marcate corespunzător și trebuie și lumea să fie educată să facă diferența. Dacă treci un copiluț de 12 ani pe pista de biciclete, care face cu ghidonul așa, și mai trece o biată bătrânică sprijinită în baston, nu știu dacă e tocmai ok. Sincer, domnul avocat. Nu e. Nu, așa e. Și atunci, doar de dragul ca să spunem că am făcut o pistă de biciclete și că, de fapt, ce pistă de biciclete am făcut? Că am tras o linie pe trotuar.
Da, mă rog, asta n-ați făcut-o dumneavoastră, nu? Dumneavoastră ați făcut-o? A făcut-o primăria în cadrul unui proiect la propunerea unor arhitecți. Așa. Și ingineri urbani. Erau beți cumva arhitecții aia, sau erau ce? Beți, dar acum s-a dorit și a fost o solicitare să se facă pe zonele de reabilitare, inclusiv aceste funcțiuni. Trotuar, piste de biciclete, parcări, zone verzi irigate, canalizații subterane. Trebuie să facem acum, bravo, doamne, ce idee, măreață, am acum, acum vă spun că soluțiile depind și de profesioniștii la care participă. Echipele de în aceste dacă proiecte sunt echipe. Dacă ar fi trebuit să aibă niște soluții profesioniste, nu din astea... Soluțiile sunt date și de situația în teren, de posibilitățile de spațiu, de dezvoltare, de lipsa de, să zicem, de... Domnul Mica, sunteți căsătorit, nu? Sunt căsătorit, Doamne da. Ajută. Dacă soția noastră se apucă să facă mâncare, sau îi spuneți, soție, nevastă, mi-e foame, vreau să mănânc asta. Și ea zice, știi ceva, tu vrei să mănânci asta, dar eu n-am asta, asta și asta. Vă mai face mâncare? Păi mă duc și o ajut. Ai, vedeți? Fac așa și oamenii, decât și... să facă oamenii ăștia, arhitecții ăștia, profesioniștii lupește, decât să fac un lucru prost, mai bine nu-l fac, domnule. Eu sunt de părere că trebuie făcut și trebuie găsite soluțiile dar cele nu mai prost. Bune. Absolut că nu prost. Vreau. Da. Bun, colegul a punctat foarte bine un dintre proiectele pe care le vom susține în Consiliul Local. Și acesta este parteneriatul între administrație și cluburile de fotbal, cluburile sportive, da? Nu numai vreau să spun unul, două cluburi de fotbal, între toate cluburile sportive. Bun, acum de mai celebră pentru futsal și chestii. Da, dar e adevărat, dar ne-am dorit ca toți copiii din Deva care urmează cursul școlare să poată să aibă șansa să participe la un sport. Sunt familii care au 3-4 copii. Nu își permit, cred că din lipsa de resurse, să trimită copiii, toți copiii în aceeași lună într-o sală de sport. E, dacă ne avem în vedere ca obiective parteneriat și grija pentru tineri, le putem acorda o șansă ca toți elevii din Deva să intre într-o sală de sport după orele de curs, să facă un sport din pasiune, să își aducă prietenii cu ei la sală. Deci va fi o altă tendință de dezvoltare a Devei și asta va fi benefică. Cred că vom ajunge, după câțiva ani de practicare acestui sport, la o altă cultură, poate la mai puține cazuri și mai mult. La cultură ajungem dacă citim, nu dacă facem sport. O cultură, să zic, de practicare a sportului. A. Poate vom și acesta va fi un mod bun, de... Bun, acum aș prefera să ajungem la o cultură de implementare a culturii, că parcă de săl, de mușchi și de dive cu fund bombat m-am cam săturat. Aș prefera o bibliotecă, nu v-ați propus să faceți sau nu știu ce, adică avem bibliotecă, avem biblioteca municipală, dar să gândiți da. Cum să-i atrageți acolo să... Biblioteca sport, județeană tot vor mușchi. Biblioteca județeană e un punct important pe harta de vei. Aș prefera să-și antreneze mușchiul ăsta, căci că până la urmă creierul e tot un mușchi, nu? E un mușchi din nu știu ce. Așa, vă rog. Da. Biblioteca județeană are activități, să zicem, punctuale în fiecare lună în cadrul hărții culturale a Devei, dar nu este suficient. Deci avem aici o bogată uniune artiștilor plastici, foarte bogată, peste 50-60 de artiști la un moment dat erau, da. Se confruntă cu și cu o lipsă de susținere din partea Consiliului Local, putem face în fiecare săptămână prezentări, expoziții pe diverse domenii. Dar oamenii ăștia mai au și altă meserie în afară de... Au. Unii sunt profesori la liceele de specialitate, avem un liceu vocațional, nu toți, unii sunt pensionari, dar o colecție impresionantă. Dacă intrați în atelierul unui artist și vedeți ce are, ar putea nu una, 10 expoziții să facă permanent. Ar constitui un punct pe harta culturală a Devei, care chiar ar atrage turist la nivel național. Avem artiști care, din păcate, sunt diamante ținute la cămară, cum să zic. Neșlefuite. Neșlefuite, evident.
între... Bun, acum mai sunt și unele diamante care nu sunt diamante, îmi scapă denumirea exactă. Știți despre ce vorbesc? Nu știu la ce vă referiți. Mă rog, continuați, da. O să caut pe Google. Sau e aurul prostului, știți că am găsit aur și de fapt e altceva. Are o anumită denumire. Da, deci în ceea ce privește activitățile culturale, am punctat Uniunea Artiștilor Plastici cu promovarea și cu expozițiile care pot fi făcute. Pirită. A, bine, da, intrăm în, vă rog, în detalii. Da. Ce am putea face? Spectacole de teatru să susțină. Din Deva a existat un teatru cu o tradiție foarte bogată. Din păcate a ajuns doar o administrație a unui spațiu. Există acum de Consiliul Județean programe, dar și Deva ar putea să se implice în aceste activități. Și doar nu sala teatrului de artă să fie un loc de evenimente, cât și alte spații publice. Aici îl putem puncta Casa de Cultură, care trebuie reabilitată și adusă la anumite standarde, nu lăsată ca în anii 80, că de atunci timpul și-a spus amprenta pe acest obiectiv și îi lipsesc activitățile, cât și standardele actuale. Ce ne mai dorim? Că avem un obiectiv turistic, Cetatea Devei, care este lipsită de viață. Este lipsită de evenimente, vin turiști, dar putea să vină de 10 ori mai mulți turiști. Și ce ar dori să vadă? Pe lângă reabilitarea zidurilor, să vadă viață, să vadă expoziții, să vadă opere puse în viață, un teatru, să zicem, actori, cu niște scenete la intrare, pe anumite locații care dau și lasă amintiri și vor atrage alți turiști. Cred că sunt lucruri care nu implică multe resurse financiare, doar e nevoie de oameni dedicați, de oameni pasionați și să pună în practică aceste idei. Acum, nu ați avut dreptate, dedicați și pasionați, dar și pasiunea asta mai trece și prin stomac câteodată. Că nu vine nimeni să-și pună pălăria medievală în cap și să-și ia pantalonii aia scurți, care pe mine mă distrează foarte tare, și să danseze pe acolo dacă nu duce ceva acasă pe masă. Da, resursele financiare le pot aloca Consiliul Local, să existe un program permanent în care să existe activități specifice cu promovare adecvată și evident că beneficiile vor fi nenumărate și pentru turiști, și pentru unitățile de cazare, și pentru unitățile de alimentație publică. Așa este. Domnilor, suntem foarte aproape de finalul emisiunii, maxim 3 minute mai avem. A trecut foarte repede timpul, cu siguranță s-ar putea să ne mai revedem pe parcursul campaniei electorale. Cum vi se pare prima săptămână de campanie electorală? Cum o simțiți? Vă uitați unul la celălalt, da. Și la celălalt, domnul Mica, că... Da. Prima săptămână mi se pare foarte liniștită. Așa. Ziceți dumneavoastră? Da. Parcă nici nu a început cu adevărat campania. Așa, parcă a fost mai multă activitate în precampanie. Da, nu? Au fost activitate, să zicem așa, de promovare mascată, cu bannere și cu... Și acum... Porcările alea de bannere, eu așa le spun. Da. Mă rog, din care mi se rângea fasole. În campanie mi se pare liniștită. Lipsa de dezbatere, lipsa de, să zicem așa, de, nu știu, de mesaj transmis din partea candidaților. Dar poate, nu am perceput ceva ieșit din cotidian, nimic. Cel puțin asta e percepția. Și dacă ar fi să vă întreb de dumneavoastră, ce vă deosebește de dumneavoastră pe cei de care spuneți că simțiți că nu transmit niciun mesaj? Păi, ce mă deosebește? Eu față de contracandidații mei nici nu mi-am urmărit într-adevăr foarte mult sau nu mi-au sărit. Să-ți cunoști dușmanii. Nu sunt dușmani. Sunt niște contracandidați și eu mă voi bucura că voi vor fi colegii viitori în Consiliul Local.
Și vom colabora următorii 4 ani pentru dezvoltarea Devei. Sper să ajungă cei mai buni dintre candidați în Consiliul Local și să avem împreună... Să candidați la primărie, în primul rând. Și la primărie, da, și la Consiliul Local, așa. Dar că e nevoie de... După felul în care îmi spuneți, parcă ați vrea mai mult în Consiliul Local. Păi primarul este unul singur. Dar vrei la primărie sau în Consiliul Local? Despre ce vorbim aici? Primarul este unul singur, da. Consilierii 21 la debat. Păi da, și noastră unde vreți? La primar. Atât. Dar voi lucra cu Consiliul Local. Bun, aia cu ridicatul de mână, nu mai spuneți mie de echipe. Că nu. Sperăm să trecem de la ridicatul de mână la propunerea de idei, la susținerea unei idei. Doamne ajută! La argumente și contraargumente. Asta vă spun eu. Cel puțin în următorii 4 ani. Domnule avocat, cum simțiți campania electorală? Exact cum vă spusese mai dinainte. Deocamdată e o concurență. Nu o văd încă, sau nu s-a intrat în, punem acele ghilimele, în acea luptă electorală. E cu idei, e fără lipsă de idei, e plicticoasă, cum e? Din ceea ce am mai urmărit și eu, acum noi fiind mai mulți candidați la Consiliul Local, poate eu m-am uitat mai mult decât domnul Mica, exact cum spuneți, să văd și, și măcar de curiozitate. Celelalte opinii și uneori și idei. Nu, în afară de acele slogane cu care haideți să fim și pe aceeași lungime de undă. Suntem obișnuiți de mult cu ele, exact cum spuneați mai de mult. Am văzut, vă promit. Când mănânci toată ziua aceeași mâncare, ți se mai și apleagă câteodată, știi? Vreau să văd și eu, într-adevăr, cu ce se va merge mai departe, unde se va ajunge din punct de vedere al ideilor și al proiectelor la urmă urmei, pentru că se vor alege, cred eu, se vor alege oamenii și ceea ce exprimă ei, ceea ce își doresc să facă și certitudinile că unii dintre ei chiar pot să o facă. 20 de secunde, un mesaj pentru electoratul nostru la Camera. Pe 27 septembrie vă invităm să veniți la vot, să alegeți viitorul Devei. Dumneavoastră? Pe 27 septembrie vă invităm, mergând pe același gen de mesaj, să alegeți corectitudinea, să alegeți oamenii care pot să și facă ceva. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă aștept cu drag și altă dată și vă doresc succes în campania electorală și la alegeri. Mulțumim! Stimați respectatori, membrii Pro-România, Mica Mihai Robert, candidat pentru funcția de primar al Devei, și Oprescu Ovidiu, avocat și candidat la funcția de consilier local pentru Consiliul Local Deva, au fost invitați la Fotoliu cu Ghimp. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, rămâneți cu Capital TV, numai bine!